Also, Miss Katrin Stöber. So, lots very look at the Videtsa follow. Yeah, you understand. Take no, Donna Aichi, Yate, you know, Aichi, come indica, come indica. Bună dimineața. Once again, good morning. So I would like to introduce to you our honorary guests, Ms. Elena Belei, State Secretary for Research, Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations of the EU Delegation to the Republic of Moldova. Good morning. So, Ms. Katrin Stöver, Chief Collaboration Officer, GEANT, and Mr. Grigori Belosteshnik, Co-President of RENAM, Academy of Economic Studies of Moldova, Academician, Academy of Sciences of Moldova. Good morning, everybody. So, it's my pleasure to give the floor to Ms. Elena Belei, State Secretary for Research, please. You have the floor. Doamnelor și domnilor, distinsă audiență, bună dimineața! Suntem onorați și bucuroși de această invitație și de intenția nobilă de a participa în persoana echipei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, nu doar la deschiderea, dar și la lucrările celei de-a treia conferințe a parteneriatului estic pentru e-infrastructură. Trebuie să transmit salutul doamnei ministru Monica Babu, care își cere și scuze în legătură cu evenimentele care s-au suprapus și care sper că n-au afectat ca și inconveniente de trafic prezența dumneavoastră aici. Doamna ministru salută nobila intenție și lucrările acestei conferințe care vor dura timp de două zile, în speranța că ele vor fi prodigioase și vor duce la o bună comunicare, schimb de bune practici în domeniul cercetării și e-infrastructurii relevante acesteia. Trebuie să constat că această conferință se pliază extrem de bine dinamicii timpurilor, care pe lângă efectele adverse au o groază de avantaje, și dinamicii reformei pe care Guvernul Republicii Moldova a inițiat-o și o promovează cu mare consecvență. Este vorba de reforma relevantă domeniilor cercetării și inovării. În acest context, trebuie să spun cu deosebită mândrie într-un cerc care este extrem de extins actualmente, că pe masa Guvernului Republicii Moldova se află două importante documente strategice de politici. Unul, ușor restant, este vorba de foaia de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european de cercetare, un document pe care Ministerul promovează preluat fiind de la Academia de Științe a Moldovei, eforturile noastre consolidate sperăm să dea succes, și un alt document de politici, Programul Național pentru Cercetare și Inovare, însoțit de Planul de Acțiuni pentru următorii 4 ani, un document pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în anul curent l-a preluat pentru a elabora și implementa. Este o sarcină dificilă, este o mare responsabilitate și trebuie să apreciez de la acest pupitru, în cadrul acestui for, implicarea extrem de eficientă a întregii comunități științifice din Republica Moldova. Cu referire la foaia de parcurs a Republicii Moldova pentru integrarea în spațiul european de cercetare, unul din reperele principale este Open Science, știința deschisă, reper pe care Republica Moldova îl va promova cu maximă diligență, cu referire la tinerii cercetători, studenți, mediul academic clasic și mediul de afaceri. În privința Programului Național pentru Cercetare și Inovare și a planului său de activitate, e-infrastructura este unul din obiectivele principale. Ne exprimăm ferma convingere că până la finele acestui an, respectivele documente vor fi adoptate,
Începând cu 1 ianuarie 2019, vom depune maximă diligență cu suportul partenerilor noștri de dezvoltare să-l implementăm și în acest context, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării nu ezită să reitereze de la această tribună sprijinul și recunoașterea pe care o oferă Asociația Rețelelor de Cercetare și Educație din Moldova, RENAM, pentru activitățile sale, în special în realizarea inițiativei de știință deschisă Open Science în Republica Moldova și asigurarea accesului la repozitorile naționale de date de cercetare. Suportul financiar centralizat pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-l asumă, începând cu 2019, relevant acestor domenii, va fi unul pe care suntem siguri îl vom putea amplifica. Trebuie să constat cu această ocazie implicarea comunității științifice din Republica Moldova, în special pentru promovarea tinerilor, internaționalizarea acestora, activității acestora în domeniul cercetării și la nivel regional și la nivel european. Salut prezența oaspeților, atât cei care reprezintă țările parteneriatului estic, cât și țările din statele Uniunii Europene. Sper să aveți o ședere frumoasă în Republica Moldova, o comunicare utilă și interesantă și sperăm să ne mai revedem cu ocazii la fel de plăcute, cel puțin la raportarea primului an de implementare a Programului Național pentru Cercetare și Inovare. Succese tuturor! Thank you! So, let me give the floor to Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations of the EU Delegation to Moldova. Thank you very much. I'm very pleased to welcome the conference in the Republic of Moldova, and of course I have to apologize that the ambassador had other commitments and could not deliver at this very important conference. And we are very pleased to see all the people gathered here. And we want to welcome you to this Fed Eastern Partnership Infrastructure Conference. As you know, it is organized by the network of GIANT in the framework of the EAP Connect project. GIANT's role in Europe is unique. By interconnecting Europe's national research and education networking, it brings the brightest minds together to collaborate virtually and accelerate research, drive innovation, and enrich education. Improving inter-regional connectivity facilitates participation of local scientists, students, and academics in global research and education collaborations. As you may know, GIANT Pan-European Network, as Europe's essential terabit-ready network, is the most advanced and most connected research and education network in the world. By enabling fast and reliable exchange of high volume of data between scientists in the Eastern Partnership countries and their peers in Europe and further afield, EAP Connect facilitates collaborative research in areas such as environmental monitoring, telemedicine, life sciences, and physics. The European Commission, as the main funder, is pleased that the EAP partners are involved in this unique network, which should have direct impact on their research and innovation development potential and attractiveness. And as you heard from my colleagues in Brussels, in the headquarters, the European Commission will continue supporting this initiative in the region. And I wish you collaborative discussions, fruitful discussions today and tomorrow during this conference. Thank you very much. Let me give the floor to Ms. Catherine Stöver, officer of GIANT. Good morning. First of all, I have to apologize for my voice. I have come here with a little bit of a cold, so I hope it holds. My name is Catherine Stöver. I am the Chief Collaboration Officer of GIANT, and I'm also a member of the executive team in GIANT. First of all, let me deliver my apologies for my CEO, Erik Hauser, who was originally supposed to speak here on behalf of GIANT. Unfortunately, he could not come. He needed to stay in Amsterdam for some other urgent business. As we've already heard, GIANT is the pan-European research and education infrastructure. And in Europe, we connect 40 European NRENs, national research and education networks,
one per country. Connecting all together, we estimate 10,000 institutions for research and education in Europe, and we estimate we have about 10 million users in Europe. GEAND also provides the very successful EduRoam service, and you may have also heard about our authentication service called EduGain. At GEAND, we believe strongly that we need to create a homogeneous user experience for all users wherever they are worldwide. We believe that the challenges that humanity faces these days needs to connect scientists and educators from around the world into virtual laboratories and virtual working groups in order to solve these challenges. You never know where the innovation is found. You never know which brain, where, in what country will contribute the last spark that is necessary to solve our problems. This is why the GEAND infrastructure today, with the help of the European Commission, connects to over 125 countries worldwide. Countries wherever, in all the continents around the world. And we don't only connect with data communications infrastructure, but we also allow for access via the EduRoam or EduGain services. We are pleased to have been leading the EAP Connect project together with the 6 regional NRENs now since 2015, and we have been closely cooperating to ensure that the 6 regional NRENs in the Eastern Partnership region can establish their connectivity to the GEAND backbone and via GEAND to all the other regions and research and education networks in the world. This allows researchers and scientists in the EAP Connect countries to participate in other EC-funded research and education programs and projects, allowing for synergies to be explored with national programs and participating in virtual laboratories that are spanning the globe. So I'm pleased to be here at EAP Connect 2018 today, and I would like to thank and congratulate the RENAM team, the Research and Education Network here in Moldova, for this wonderful conference. Thank you very much. To Academician Grigori Belostechnik, please. Thank you, Mr. Co-President of RENAM. Mulțumesc, doamnă secretar de stat, viceministru al educației, cercetării și culturii, onorat prezidium, stimați dragi oaspeți și onorată asistență. Mă simt onorat să fiu prezent la această întrunire cu un mesaj de salut reprezentând mediul universitar din Republica Moldova. Salut toți participanții și în mod deosebit, desigur, că pe cei sosiți din afara Republicii Moldova. Suntem deja la a treia ediție a acestei conferințe internaționale, organizată de rețeaua paneuropeană GEAND în cadrul proiectului EaPEC Connect, finanțat de către Comisia Europeană, iar în calitate de instituție gazdă locală este rețeaua de cercetare și educație din Republica Moldova, RENAM, pe care am onoarea să o reprezint. Iar despre importanța acestui eveniment, desigur că vorbește prezența unor oaspeți deosebiți din peste 22 de state ale lumii, reprezentanți responsabili de dezvoltarea rețelelor electronice ale acestora, reprezentanți ai Guvernului, a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și al mediului universitar și academic din Republica Moldova. Eu vă zic că bine ați venit, stimați colegi și dragi oaspeți, la actuala ediție a conferinței care are loc aici, în Republica Moldova. Este bine cunoscut că societatea contemporană devine tot mai mult o societate bazată pe cunoaștere și informații. Informația devenind, de fapt, o resursă strategică și fundamentală, asemănător capitalului în societatea industrială și cu un impact hotărător asupra dezvoltării și prosperității oricărei națiuni. În acest context, evoluția Republicii Moldova spre societatea informațională, apariția de noi tehnologii informaționale și de noi sisteme informaționale este însoțită de pătrunderea virtualității în toate domeniile de activitate umană și în Republica Moldova, inclusiv în educație și cercetare. Iar cunoștințele și experiența în utilizarea tehnologiilor informaționale sunt considerate astăzi poate cel mai important criteriu
de evaluare a calității pregătirii tinerilor specialiști, indiferent de domeniul în care aceștia urmează să activeze. De menționat că și integrarea Republicii Moldova în comunitatea europeană, adaptarea sistemului național de educație și cercetare la rigorile procesului de la Bolonia în vederea constituirii spațiului european unic de educație și cercetare, promovarea politicii de stat privind educarea, edificarea societății informaționale, presupun, printre altele, și dezvoltarea unei infrastructuri de rețele informaționale avansate, comune pentru întregul segment național de cercetare și educație, bazat pe tehnologii informaționale și de comunicații moderne și integrate organic în comunitatea științifico-educațională europeană, dar și mondială. Un avantaj în acest sens îl reprezintă și calitatea universităților noastre de membri ai Asociației RENAM. Scopul acestea fiind, după câte cunoaștem, dezvoltarea rețelei de transport date pentru comunitatea științifico-educativă, crearea unui mediu comun în scopul comunicării, informării și partajării resurselor, susținerea activităților de educație și cercetare, edificarea societății informaționale și în Republica Moldova și, la fel, integrarea în mediul informațional european și global. Grație unei bune colaborări și cooperări a universităților noastre, a Academiei de Științe a Moldovei și Institutului de Cercetare din țară în vederea dezvoltării și extinderii rețelei RENAM, astăzi peste 80% din numărul cercetătorilor științifici, profesorilor universitari și ai studenților din țara noastră beneficiază de serviciile rețelei RENAM. Iar în viitorul apropiat se preconizează extinderea acestea prin conectarea unor noi instituții din domeniul educației, culturii și medicinii. E de remarcat că în ultimii ani calitatea serviciilor prestate de RENAM s-a îmbunătățit considerabil. Aceasta ține în primul rând de capacitatea canalelor de transport date, care în prezent atinge valoarea de 1 gigabit pentru fiecare din universitățile și instituțiile de cercetare din Republica Moldova, dar și de implementarea unor servicii, cum ar fi EduRoom, EduGain, etc. Iar utilizarea soluțiilor de tip grid deschide orizonturi noi pentru rezolvarea unor probleme științifice complexe, care necesită resurse extinse de calcul și resurse umane bine pregătite. Sistemele grid prezintă interes și pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Este evident că inaugurarea societății informaționale ridică și o serie de probleme, printre care și cea care ține de dezvoltarea de mai departe a infrastructurii și serviciilor informaționale destinate comunității e-știință, e-educația Republicii Moldova, diferite aspecte ale colaborării internaționale în acest domeniu, respectiv și obiectivele principale ale actualei conferințe sunt orientate spre extinderea colaborării în domeniul rețelelor educaționale, e-educație, științe deschise, digitalizarea patrimoniului cultural și accesibilitatea online la resurse, securitatea informațională, alte tehnologii precum cloud, diversificarea serviciilor și valorificarea oportunităților oferite de rețeaua paneuropeană GIANT și altele. Cooperarea în aceste domenii va avea ca finalitate consolidarea legăturilor dintre comunitățile științifice și educaționale ale țărilor parteneriatului estic, din care face parte și Republica Moldova. Este firesc dezvoltarea de mai departe și asigurarea calitativă a funcționării spațiului electronic academic unic din țara noastră, dezvoltarea unui internet de generație viitoare, ține și de asigurare cu resurse financiare. Și aici trebuie să menționăm faptul că în prezent resursele financiare ale RENAM-ului sunt constituite din granturile obținute din concursurile internaționale și din taxele pe care le achită instituțiile beneficiare. Probabil că este cazul să vorbim și despre căutarea unor noi surse de finanțare. În acest context, o soluție ar fi și cofinanțarea la nivel național din banii publici pentru aceste proiecte care sunt implementate în Republica Moldova de către Asociația RENAM. Ori să știți că succesele în acest domeniu sunt evidente pentru noi și vreau să vă informez că deja este foarte bine cunoscut despre plasarea Republicii Moldova în vârful clasamentelor în termen de utilizarea rețelei internet pe bandă largă și de altele. Astăzi la Geneva va fi lansat raportul competitivității globale și vreau să vă zic că aici în acest raport Republica Moldova fiind plasată pe locul 87,
la capitolul pregătirii tehnologice suntem mult mai avansați pe locul 48 în lume, din 140 de state ale lumii, așa? La fel, doamna viceministru, și la capitolul educație am avansat foarte mult în acest an, fiind pasați pe locul 73, cu 10 puncte mai mult decât în anul precedent. Probabil că, având o influență pozitivă, educația din Republica Moldova asupra competitivității Republicii Moldova. Mai zic, la capitolul educație suntem pe poziția 73, la general pe poziția 87 în lume. Probabil că și grație acelor eforturi pe care le depune Asociația RENAM în vederea utilizării tehnologiilor informaționale și în domeniul educației. Sunt convins, stimați colegi, că aceste probleme vor fi abordate în cadrul acestei întruniri, de rând cu înaintarea unor propuneri și soluții care pot fi implementate în vederea îmbunătățirii situației. Vă mulțumesc foarte mult pentru mica atenție pe care mi-ați acordat-o. Dear members of the Presidium, ladies and gentlemen, the Research and Educational Networking Association of Moldova has the honor to host in Chisinau this year's Eastern Partnership Electronic Infrastructures Conference, which is organized by GEANT, the Pan-European Research and Development Network, in the framework of the EAP Connect project funded by the European Commission. It is an important event for us, and the fact that it takes place in Chisinau reflects the interest of the European Union towards the scientific and educational community in Moldova and other countries of the Eastern Partnership. On behalf of the leadership of the Academy of Sciences of Moldova, including President Gheorghe Duca, who is now in Yerevan, Armenia, and on behalf of members of the Academy of Sciences of Moldova and of RENAM Association, I would like to congratulate all of you with the opening of the conference and to wish successful participation in this important event. The conference provides a unique opportunity to share views on the development of electronic infrastructures such as the Pan-European GEANT network, and on promotion of services offered by the National Research and Education Networks for the sustainable development of research and education. We will be glad to benefit from the expertise in these areas and collaboration at the regional and international levels. International cooperation between scientific and educational institutions from European countries is continuously increasing. The cornerstone in promotion of this process is based on strong interaction between national research and education networks. Note that the research and educational collaboration in two neighboring countries, Republic of Moldova and Romania, is under active development. In particular, there have been proposed and implemented several initiatives for the creation of reliable and effective direct links between neighboring scientific educational networks, RENAM and ROEDUNET. These networks represent infrastructures open for all universities, colleges, schools, scientific institutions, and covering broad research and education communities. From the very beginning of the development of RENAM networking infrastructure, one of the main objectives was establishing close relationships with Romanian National Research and Education Network and developing external connection to the Pan-European network. The RENAM GEANT digital space development under the running EAP Connect project covers a new generation of integrated resources and services, which creates a new research and educational environment, providing users with accessible electronic resources and services and a unique tool for the development of applications via collaboration. The expected outcome for Moldova is the development of cross-border optical link at over 10 gigabits per second speed
to the neighboring countries, Romania and Ukraine. We are in the middle of the project implementation period and the work is in progress. During these 2 days, the results will be examined and the prospects for further development of the electronic space, IT services, etc., will be discussed. Ladies and gentlemen, I have no doubt that this conference will assist us in formulating valuable recommendations and new objectives for further development of the electronic space for research and education in the Eastern Partnership countries. To conclude, I firmly believe that the conference will be a generator of ideas and solutions to mitigate the challenges faced by the educational and research communities as well as by our society as a whole. Dear guests, I wish you an enjoyable stay in the Republic of Moldova in these sunny days. Good luck to everybody. And the opening session is over. Thank you very much for your participation. Thank you.